Luca 19, versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și el credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate în dat. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și iau o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis, puneți în negoț până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dătuse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus zece poli. El i-a zis, bine robun fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a zece cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a cinci cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am învelit într-un ștergar, că m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Ei ce n-ai pus și se cer ce n-ai semănat, stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și se cer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celui ce are zece poli. Doamne, i-au zis ei, el are zece poli. Iar el le-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Dragi mei frați și surori, viața unei biserici este ca și viața unei familii. Așa cum într-o familie sunt tot felul de sărbători, este și o viață de normalitate, sunt și anumite uh, momente mai grele, tot la fel este și în viața unei biserici. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său care ne cercetează, care ne ridică, care ne mângâie și îi mulțumim pentru că, fiind împreună, ne găsim plăcerea să-l lăudăm pe Domnul și să-i slujim lui, slujindu-ne unii altora. În această seară fiind ultima joie în care abordăm studiile biblice, deoarece următoarea va fi ajunul de întrupării Domnului, sărbătoarea Crăciunului, cum spunem noi, iar cealaltă ultima din an va fi ultima seară din an și o vom dedica unui alt fel de serviciu divin. Orientarea noastră va fi alta decât studiile biblice obișnuite din timpul anului. În seara aceasta, deci, a fost ultima seară de studiu din Profeții Mici și, de asemenea, ultima seară de studiu despre pildele Domnului. Suntem la pilda cu numărul 27, am avut o lecție de introducere și alte câteva lecții care au fost partea a două a unor pilde. Pilda polilor este penultima pildă din Evanghelia după Luca. Ea este spusă în Ierihon cu ocazia mântuirii lui Zacheu când Domnul se oprește sub copacul în care el s-a urcat ca să-l poată vedea. Mântuitorul se îndrepta spre Ierusalim, spre sfârșitul misiunii sale pământești. Ca de obicei, afirm faptul că o pildă nu poate fi înțeleasă dacă nu înțelegem ce l-a determinat pe Domnul să o spună. Pildele nu sunt întâmplări. Pildele sunt întâmplări imaginare pe care Domnul le spune poporului cu scopul să explice mai bine o învățătură prin faptul că le pune prin comparație într-o experiență comună oamenilor care ascultă. De aceea, este foarte important să înțelegem ce l-a determinat pe Domnul să spună această întâmplare pe care el a alcătuit-o în mintea lui. Și este foarte ușor de data aceasta, pentru că mai evident decât în alte pilde, motivația care a determinat pilda spusă de Domnul este explicit așezată în versetul de introducere al pildei polilor. Pilda polilor este spusă imediat după prezentarea mântuirii lui Zacheu, care a fost mântuit de Dumnezeu în ciuda trecutului lui păcătos. Acest funcționar corupt care s-a pocăit a împărțit o mare parte din averea lui cu oamenii pe care i-a păgubit prin modul greșit în care și-a făcut slujba de funcționar, de colector de taxe, sau i-am împărțit cu oamenii săraci după cum afirmă el dacă am năpăstuit dacă am păgubit pe, ce, pe cineva îi dau înapoi împătrit iar jumătate din împărăția mea o dau săracilor omul acesta a acționat în urma mântuirii lui ca o persoană mântuită omul acesta a înțeles că Dumnezeu l-a mântuit și i-a schimbat viața iar această schimbare a vieții produce schimbări de decizie de comportament în acest context, Mântuitorul vrea să atragă atenția ascultătorilor săi care se confruntau cu riscul să creadă că împărăția lui Dumnezeu va veni mâine, poi mâine și că nu mai au timp să facă nimic pentru Domnul. Riscul la care îi expunea o astfel de credință era concentrată pe așteptarea împărăției, nu pe slujirea în împărăție. Pentru acest motiv, Domnul spune pilda polilor. Domnul era foarte aproape de Ierusalim, Ierihonul este aproape de Ierusalim și înainte să intri în Ierusalim, trebuie să treci prin Ierihon dacă vii din părțile Galilei. Ei bine, ei aflându-se în Ierihon și îndreptându-se spre, spre Ierusalim urmându-l pe Domnul, credeau că peste câteva zile Domnul va ajunge în Ierusalim, va așeza împărăția și tot ceea ce ei trebuie să mai facă este să aștepte evenimentul ăsta. Nu mai e nimic de făcut, nu mai e timp oricum Domnul așează împărăția, așezând El împărăția, lucrurile se rezolvă de la sine, trebuie să facem un singur lucru, să fim pe fază, să așteptăm împărăția să fie așezată. Și singurul lucru care era mai, mai era în mintea lor, de făcut din partea lor, era așezarea împărăției, adică așteptarea așezarea acestei împărății. Uitați ce spune Domnul în pilda pe care a spus-o în versetul 11. De fapt, este raportul lui Luca pe când ascultau ei aceste lucruri, care lucruri? Povestirea despre Zacheu. Mai sus se vorbește despre mântuirea lui. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, a mai spus o întâmplare. De ce? Pentru că era aproape de Ierusalim. Și ce dacă era aproape de Ierusalim? Păi fiind aproape de Ierusalim, oamenii care îl urmau aveau anumite așteptări legate de ajungerea la Ierusalim. Care erau așteptările acestea? Iisus va întemeia împărăția. Și ce dacă? Păi dacă o va întemeia, e o ocazie istorică și ei trebuie să aștepte evenimentul. De ce? Pentru că evenimentul așezării împărăției va crea oportunități și ei trebuie să aștepte oportunitățile create să intre în beneficiul lor. Și Luca, prezentând acest raport al Scripturii, spune Ei credeau Că împărăția lui Dumnezeu se va arăta în dată. Un om care știe că împărăția lui Dumnezeu se va arăta peste 5 săptămâni, știe că mai are armată. Mai are 5 săptămâni de armată. Și urmează încă 5 săptămâni de instrucție, de luptă, de mâinuire a armei, de disciplină, de supunere față de superiori. Încă 5 săptămâni de dormit departe de familie, de... Uh, confruntare cu tot felul de dificultăți specifice vieții de armată. Mai sunt 5 săptămâni, nu i mâine. Când mâine e, când e ai e mâine, atunci pui boneta în cui că pleci acasă. Dar când mai sunt 5 săptămâni, mai sunt 5 săptămâni. Oamenii ăștia credeau că mâine e liberarea. Au ajuns la Ierusalim, gata cu romanii, gata cu toate problemele, împărăția vine, ei trebuie să o aștepte. Nu mai e nimic de făcut, începe nunta, începe bucuria, începe petrecerea, granițele se vor lărgi, fiul lui David va împărăți, armata se va face puternică, toate imperiile vor fi dominate de evrei, toți le vor da bir ca odinioară în vremea lui David. Și fala lui Israel se va ridica din nou și Ierusalimul va, deveni, va redeveni cetatea păcii. O, oh, nu mai să aștepți, nimic nu mai poți să faci, doar să aștepți. Și ei s-au pus pe așteptare. Domnul a văzut riscul la care îi expune o credință greșită, că 2000 de ani de când tot așteaptă și ei și multe generații de creștini și încă n-a venit. Domnul a știut asta, și Pavel a crezut că va veni în generația lui. Înțelegem asta din felul în care scrie epistolele cel puțin către biserica din Tesalonic. Două la număr. Și Domnul a văzut că ei nu mai erau pregătiți să lucreze. De ce? Păi mâine ne eliberăm. Mâine se așează împărăția. Ce rost mai are acum să ne ostenim? Și văzând această credință a lor greșită, care îi expuneau să nu mai slujească, ci doar să aștepte, Domnul le spune o pildă prin care le explică următorul lucru. Copii ai Domnului, Domnul va veni, într-adevăr. Dar timpul la Dumnezeu are alte dimensiuni decât la voi. Pentru voi, o zi de post e lungă. Pentru voi, o zi de spital e lungă. Pentru voi, o zi de lipsuri, o zi când nu ai bani să-ți plătești o datorie către stat, către bancă. Parcă nu se mai termină. Dar la Dumnezeu, o zi. E o mie de ani, o mie de ani, e ca o zi. Asta nu înseamnă că o mie de ani este o zi sau invers. E ca o zi, e ca o mie de ani. La Dumnezeu nu există timp. Și voi trebuie să înțelegeți că mai presus decât să așteptați venirea Domnului, trebuie să slujiți pe Domnul. Marea problemă a credincioșilor de-a lungul celor două mii de ani de istorie a fost faptul că unii dintre ei, în anumite situații, n-au mai făcut nimic decât să aștepte. Și-au vândut casele, s-au urcat pe un deal, și-au lăsat familiile fără strictul necesar și-au așteptat să vină Domnul. N-au mai predicat, n-au mai cântat, n-au mai postit, n-au mai făcut nimic. Vine Domnul, nu mai avem nevoie de nimic. Nu mai slujim că vine Domnul, nu mai muncim că vine Domnul, nu ne mai întreținem familiile că vine Domnul. Luther, marele reformator al secolului 16, spunea Dacă aș ști sigur că mâine se întoarce Isus să-și răpească biserica, astăzi aș sădi un copac. Pentru că pe Iisus trebuie să-L aștepți slujind, nu așteptând. Așteptarea nu e un scop în sine. Iisus vine și noi trebuie să-L așteptăm, dar nu așteptând. Noi trebuie să-L așteptăm slujind. Adică până vine trenul, stai să mai citesc o carte, să nu stau degeaba în gară. Acesta este motivația pildei polilor. Care sunt elementele pildei? Omul de neam mare, care a mers într-o țară îndepărtată, este Mântuitorul Iisus Hristos, care alături de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt este Dumnezeu Fiul. Omul acesta este Domnul Iisus Hristos. El a mers într-o țară îndepărtată și s-a întors din țara aceea îndepărtată. Domnul spune în cuvânt următoarele. Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Priviți cu câtă fidelitate a vorbit Domnul despre misiunea lui, care deși se va derula în mii de ani, aici este spus într-un verset. Un om de neam mare, Domnul Isus, s-a dus într-o țară îndepărtată, a venit pe planeta Pământ să întemeze o împărăție și apoi se va întoarce. Apoi, țara îndepărtată în care a mers este planeta albastră blestemată pe care trăiesc oamenii, datorită păcatului adamic cei zece robi pe care el i-a chemat, așa cum spune în versetul 13, a chemat zece robi și le-a zis, vă dau zece poli, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Până mă voi întoarce. Acești zece robi pe care i-a chemat sunt în special lucrătorii lui Dumnezeu, dar în general sunt toți credincioșii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Prin arătarea Duhului, unul prorocește, unul vorbește în limbi, unul are darul de a vorbi despre înțelepciune, unul darul de a vorbi despre cunoștință, unul are darul ospitalității, al binefacerii, al cărmuirii, al predicării, al cântării. Fiecare are un anumit dar, cel puțin unul, prin care se închină Domnului. Între daruri nu există superioritate. Nu este superior cel care face ceva anume, diferit de altul care face altceva. Corpul uman nu-i numai ochi, nu-i numai picior, nu-i numai mână, ci este un complex de mădulare, diferite unele de altele. Nu trebuie să credem că toți trebuie să predicăm. Nu trebuie să credem că toți trebuie să cântăm. Nu. Fiecare trebuie să facem ce ne-a chemat Domnul să facem. Toți trebuie să avem disponibilitatea de a lucra, toți trebuie să avem puterea Duhului și a Cuvântului de a lucra, dar nu toți lucrăm același lucru. Noi suntem ca un trup și fiecare un anumit mădular în trupul Domnului. Priviți că există aici nevoie de puțină explicație. Robii care au lucrat cu credincioșie și pasiune au avut două beneficii. Pentru că robii care au primit poli aceștia, suma aceasta de bani s-au împărțit în două, unii care au lucrat și alții doar care au așteptat. Ce? Să se întoarcă stăpânul, asta au așteptat. Dar n-au lucrat în timpul în care au așteptat. Și priviți că cei care au lucrat au două beneficii. Primul, au rămas în poziția de robi în continuare, fiindcă atunci când s-a întors stăpânul de neam ales și a văzut că ei au adus profit, Investiției care le-a fost încredințată, el a spus, voi merita să rămâneți în compania mea, pentru că sunteți ascultători și credincioși. În primul rând, ei au rămas ai Domnului. Apoi, al doilea beneficiu este că au fost răsplătiți cu autoritate să domnească, să cârmuiască, să conducă un anumit număr de cetăți în funcție de aprecierea stăpânului. Observați, primul lucru este că au rămas ai stăpânului, în compania lui, în casa lui. Doi, au fost răsplătiți. Nu poate fi răsplătit un om pe care stăpânul îl dă afară din companie. A rămâne în compania stăpânului este una și ține de mântuire, și a fi răsplătit este alta și ține de slujire. Credincioșie, credința în Dumnezeu are legătură cu mântuirea, slujirea în împărăția lui Dumnezeu, în compania lui Dumnezeu are legătură cu răsplata. Ambele lucruri s-au întâmplat cu această primă categorie de robi ascultători și credincioși. A fost însă și un rob care nu a lucrat. Și priviți că scriptura ne spune ce s-a întâmplat cu el. Primul lucru este că stăpânul a afirmat faptul că este rău. Ce stăpân ține lângă el un rob rău? Meastră care aveți oameni la lucru, țineți în compania dumneavoastră oameni răi, care vă distrug compania? Domnul Iisus Hristos afirmă, ești un rob rău și îi ia dreptul să slujească, dar și răsplata. Nu i-a dat nicio răsplată, nici măcar o cetate nu i-a dat. Priviți cât de diferit este destinul celor două categorii de robi. Apoi, cetățenii țării de care vorbește cuvântul în versetul 14, dar cetățenii care îl urau, au trimis o solie după el. Unde? Au trimis o solie după el acolo unde era să-i spună, noi nu avem nevoie de tine, nu, nu ne trebuie o persoană ca și tine. Priviți că cetățenii aceștia care îl urau erau oamenii necredincioși. Nu erau robii stăpânului. Erau niște persoane care nu aveau nicio relație cu stăpânul, nu lucrau în compania lui și nu aveau nicio relație cu el. Ei erau străini, îl urau pe Domnul, îl disprețuiau pe Domnul, aveau alte valori, aveau alt, alt undeva de lucru, lucra la un alt stăpân. Polii pe care i-a primit robii să lucreze cu ei, investindu-i în împărăție pentru profit sunt darurile pe care Dumnezeu le împarte lucrătorilor și credincioșilor. Darul de care vorbeam mai devreme. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul celorlalți. Sunt daruri, sunt abilități, sunt resurse, sunt oportunități pe care Dumnezeu le dă slujitorilor. Unui de darul să crămuiască, unui de darul să fie ospitalier, unui de darul să prorocească, unui de darul să cânte, unui ai dă darul să cânte. Dumnezeu împarte daruri. Și niciodată Dumnezeu nu se așteaptă la un om să slujească altceva decât darul care i-a fost dat. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, mai este încă o pildă numită Pilda Talanților, pe care unii predicatori o confundă cu Pilda Polilor și spun că este aceeași pildă. Adevărul este că la o citire atentă ne dăm seama destul de ușor că nu este vorba de aceeași pildă. Aceste două pilde au elemente asemănătoare și au elemente foarte diferite. Pilda polilor, prezentată de Luca în capitolul 19, este diferită de pilda talanților, prezentată de Matei în capitolul 25. Este diferită în conținut, este diferită în scop și este diferită în ocazia în care a fost rostită. Priviți, în pilda polilor din Luca, stăpânul este un om de neam mare, care va lua în stăpânire o împărăție, în timp ce în pilda talanților din Matei vorbește despre un om bogat care avea o avuție. În pilda polilor din Luca, stăpânul împarte o parte din averea sa celor zece robi, în timp ce în pilda talanților din Matei, omul bogat împarte toată averea robilor săi. În pilda polilor din Luca sunt zece robi, în timp ce în pilda talanților din Matei capitolul 25 sunt doar trei. În pilda polilor din Luca, stăpânul îi răsplătește pe robi credincioși cu lucruri materiale, cârmuiți zece cetăți. În timp ce în pilda talanților din Matei, omul bogat îi răsplătește cu apreciere, intră în bucuria mea. În pilda polilor din Luca, stăpânul a împărțit același număr de poli la toți robii, neselectiv. În timp ce în pilda talanților din Matei, omul bogat am părțit selectiv talanții celor trei robi în funcție de capacitățile și abilitățile lor de slujire. L-a văzut pe unul mai destoinic, i-a dat mai mult. L-a văzut pe unul mai începător în lucrare, i-a dat mai puțin. În pilda polilor din Luca, profitul robilor nu este în funcție de investiția stăpânului. În ciuda faptului că primesc același număr de poli, profitul e diferit. Priviți, unul primește un pol și aduce 10. Unul primește tot, altul primește tot un pol, dar aduce 5. În timp ce în Evanghelia după Matei în pilda talanților, profitul celor doi robi care au venit cu profit a fost egal cu investiția stăpânului. Cât a primit, doar a dublat. Aici e vorba de o dublare de 1000 și de 500%. În pilda polilor din Luca Robul rău și nelucrător a învelit prosopul în ștergar. În timp ce în pilda talanților din Matei, robul nelucrător îngroapă talantul în pământ. Gândul de bază în pilda polilor este că toți slujitorii trebuie să lucreze și să fie motivați de dragoste de stăpân, nu de dragoste pentru întoarcerea stăpânului. Acesta este secretul pildei. Încercați să-l prindeți, să-l înțelegeți. Prin pilda aceasta, Domnul a vrut să spună următorul lucru. Nu încercați să vă urmăriți interesul de a ajunge în cer, așteptându-mă să vin și să vă duc în cer. Așteptați-mă din dragoste pe mine ca persoană, nu oportunitatea de a vă muta în cer. Sunt oameni care îl urmează pe Domnul ca să-i scape de iad și sunt oameni care îl urmează pe Domnul pentru că îl iubesc. Când Iacov s-a dus să-și caute soție, Biblia ne spune că i-a plăcut fata și a plăcut oile lui Socruso pe care fata le îngrija. Acestea au fost motivele pentru care s-a căsătorit. Nu doar fata, era prea puțin fata. Ei sunt credincioși care îl urmează pe Domnul doar ca să-i scape de iad. Și Domnul ne spune următorul lucru, nu mă așteptați pe mine doar ca să vă duc în cer, ci așteptați-mă pe mine ca să vă întâlniți cu mine, ca să fim împreună, ca să vă bucurați în prezența mea. Nu doar să vă împliniți interesul, ci să vă împliniți așteptarea iubirii. Acesta este gândul de bază al pildei. În timp ce gândul de bază, în pilda talanților, este că cei ce sunt mai puțin dotați, riscă să devină geloși pe ceilalți. De aceea Domnul spune pilda talanților. El spune următorul lucru. Tu care vei primi mereu mai, mult timp, mai puțin timp să predici sau să cânți sau să faci o slujire, vei fi tentat să fii gelos pe cel care va primi mai mult timp să predice sau să cânte. Să nu fii gelos că Dumnezeu la unui dă cinci talanți, la unui dă trei talanți. Talanții sunt diferiți. Scopul cu care Domnul, unul dintre scopurile cu care Domnul spune pilda talanților, este ca să vorbească despre faptul că în slujire investiția va fi diferită. Petru în capitolul 4, versetele 10 și 11 lămurește această problemă, atunci când spune: "Măsura de putere este diferită și măsura de credință este diferită. Nu toți avem aceeași credință. De aceea, nu toți avem același impact în lucrare." Nu toți avem același impact în lucrare, evident. Ascultați cuvântul. Versetul 10, 1-4-10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, nu lor, după darul pe care l-a primit. Frați, dragi, poate cineva să fabrice darul dacă nu îi le dă Dumnezeu? Biblia spune că darurile se primesc. De la cine? De la dăruitorul, de la Dumnezeu. Fiecare să slujească potrivit darului pe care l-a primit. De la cine primim darul? De la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă darul să faci o anumită slujire, trebuie neapărat să o faci. Să nu cumva să nu o faci. Dar dacă Dumnezeu nu ți-l dă, să nu încerci să te prefaci că ai darul. Că dacă Dumnezeu nu ți-l a dat, nu ți l-a dat pentru că nu vrea să faci slujirea aceea. Nu poți să faci ce nu-ți dă Dumnezeu, dar să faci. Darurile nu ni le alegem noi ca la magazin, mă duc și îmi cumpăr pâine albă sau pâine neagră, de care vreau. Nu, darurile le împarte Dumnezeu prin Duhul. Noi trebuie să ne rugăm să le primim și noi trebuie să ne sfințim pentru ca Dumnezeu să găsească vasul curat atunci când vine să pună vinul cel nou într-un burduf curat, într-un vas eliberat de păcat. Dar darurile sunt diferite. Ne uităm la cineva care cântă și suntem uimiți de harul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Noi tot vorbim de putere, frați dragi. Puterea nu se cumpără, Puterea nu înseamnă intensitatea vocii cu care vorbim. Domnul Isus Hristos ne spune Scriptura că a fost remarcat ca unul care vorbea cu putere. Cum vi-l imaginați vorbind? Ce înțelegeți dumneavoastră prin puterea pe care a avut-o Domnul Isus? Cum vă imaginați dumneavoastră că vorbea Domnul? Aveți în minte o părere, o opinie, un punct de vedere? Pentru că oamenii care au fost trimiși să-l prindă se întorc la cei care i-au trimis și spun așa Noi n-am auzit pe altcineva vorbind ca și pe omul acesta, dar cum vorbește? Cu putere Asta înseamnă că în cuvântul pe care îl vorbea era o autoritate care îți deschidea mintea, îți deschidea inima Te smereai, înțelegeai cuvântul, primeai împărăția, te pocăiai și-l urmai, te cucerea Îți schimba viața. Te făcea un alt fel, un alt om. Păi s-a îndreptat înspre câțiva și le-a spus, veniți după mine. Și au lăsat corăbile și au lăsat instrumentele de pescuit. Unul a lăsat serviciul la vamă. Să lucrezi la vamă e foarte profitabil. Au -a lăsat tot și a mers după el pentru că avea putere în cuvânt. Și Scriptura spune în versetul 11 următorul lucru: Să slujească fiecare. După măsura pe care a primit-o de la Dumnezeu. Permiteți-mi să găsesc o unitate de măsură doar pentru exemplu. Și să spunem că unul primește o cană de măsură, un pahar de măsură, altul primește două pahare de măsură, două măsuri, altul primește trei pahare, trei măsuri. Uitați-vă la Billy Graham. Câți predicatori nu ar vrea să aibă impactul pe care l-a avut Billy Graham? Omul acesta e recunoscut în întreaga lume ca un evanghelist. Când el mergea să predice, se adunau mulțimi imense de oameni. Eu vă spun, mergeți dumneavoastră și încercați să adunați oameni cât se adună el, că noi suntem credincioși și noi suntem plini de Duhul. Înțelegeți că omul ăsta a avut darul să facă asta. Nu a făcut-o prin organizarea lui și nici poliția nu i-a adus pe oamenii la stadion. I-a adus Duhul. Și nu oamenii de ordine îi scotea în față să vină plângând, ci Duhul îi făcea să fie așa. Pentru că în el era darul lui Dumnezeu de evanghelist și se manifesta puterea lui Dumnezeu pentru slujba aceasta. Dacă îl puneai să vindece un bolnav, n-avea darul ăsta, dar l-au avut alții, slavă Domnului. Dacă îl puneai să cânte, n-avea darul ăsta, dar l-aveau alții. Nu poate un om să le aibă pe toate. Dumnezeu nu creează celebrități. Dumnezeu nu face staruri Pune într-unul de toate. Dumnezeu face un organism numit Biserica, și unul are darul de cârmuire, unul are darul de predicare, unul are darul de vorbire în limbi, unul are darul de vorbire, de tălmăcire, unul are darul. Nu de Dumnezeu, nu face Dumnezeu, vedete! Punând într-unul de toate ca să vină lumea să îi se închine. Biblia vorbește despre dar și vorbește despre măsura de putere. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în veci. Scumpii mei, pilda talanților a vrut să lămurească următorul lucru. Să nu vă invidiați unii pe alții. Nu putem fi toți păstori, nu putem fi toți membri în comitet, nu putem fi toți dirijori de fanfară sau de cor sau de cor de fete sau lideri la grupele de închinare. Nu putem fi toți căpetenii a ușierilor sau lideri la stație sau dirijori de cor sau cine știe ce altceva. Nu putem fi toți. Unul primește talanți mai mult, stăpânul îi dă. Ioan spune, Ioan Botezătorul, omul nu are decât ce îi dă Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că un om din firea lui poate să facă lucrarea lui Dumnezeu cu ungere? Lucrare care să zidească împărăția? Lucrare care să câștige suflete? Lucrare care să concilieze, lucrare care să împace, lucrare care să liniștească, lucrare care să aducă oamenilor. Poate firea să facă lucrarea lui Dumnezeu la nivelul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu îi dă unuia puterea, oare? Și Biblia spune să nu-l invidiezi. Pilda talanților se concentrează pe diferența de investiție. Unul primește mai mult, altul mai puțin. Pilda polilor nu se concentrează pe diferența de investiție și se concentrează pe următorul lucru. Toți veți primi, dar primi să lucrați, nu să așteptați. Așteptarea trebuie să existe, dar pe fondul slujirii. Dacă mâine vine Domnul, astăzi să dim un pom. Nu stăm degeaba. Îl așteptăm pe Domnul să se întoarcă, dar nu cu mâinile în buzunar. Îl așteptăm pe Domnul să se întoarcă venind la repetiție. E greu, Oamenii aceștia vin încă o zi la, repeti, la biserică în plus. Vin miercurea. Îl așteptăm pe Domnul să, să se întoarcă, dar nu stând degeaba. Ci dacă ai bani, dă bani. Dacă ai darul de a face ceva, manifestă-ți darul. Fă timp pentru Dumnezeu. Nu-L aștepta stând cu mâinile în buzunare, că nu pe Domnul aștepți. Domnul nu se așteaptă cu mâinile în buzunare. Domnul se așteaptă lucrând. Dacă ceva te deranjează, treci peste și lucrează în continuare. Dacă vezi pe unul care are un dar mai mic, nu-l disprețui, nu râde de el. E și el robul Domnului. Dacă îl vezi pe unul cu un dar mai mare, cu o slujire mai înaltă, nu-l invidia, nu-l săpa, nu vorbi cu dublu înțeles, pentru că frații nu fac așa. Toți lucrăm în via Domnului, fiecare după puterea pe care ne-a dat-o Domnul și după chemarea pe care stăpânul ne-a dat-o. Nu pastorul de daruri, nu pastorul măsoară puterea pe care o au frații, nici în rugăciune, nici în predică, nici în cântare. Noi doar îi vedem, noi doar îi confirmăm, noi doar îi anunțăm, da, recunoaștem darul cârmuirii în omul acesta, îl ordinăm. Da, recunoaștem darul predicării în omul acesta, îl punem la microfon. Da, recunoaștem darul de muzicant în omul acesta, îl punem mai marele cântăreților. Da, recunoaștem darul de organizare în omul acesta, îl punem liderul la oamenii de ordine, știe să organizeze, știe să fie ospitalier, vedem în el darul lui Dumnezeu și îl oficializăm, îl recunoaștem. Doar asta fac păstorii. Nu dăm noi chemări de predicatori, Duhul le dă, iar dacă nu le dă, poți să-i dai 10 ungeri, că tot nu știe cum îl cheamă. Tot nu se pricepe că dacă nu-i dă Dumnezeu, de unde să-i dea omul? Pilda polilor spune următorul mesaj nu-l așteptați pe Domnul stând degeaba. Lucrați. Pilda talanților spune altceva. Voi care lucrați, nu vă uitați cât are cel din dreapta să-l disprețuiți dacă are mai puțin și să-l invidiați dacă are mai mult. Lucrați, dar nu vă uitați la unul și la altul, pentru că Dumnezeu are o problemă personală cu fiecare. Nu te măsura cu nimeni. În biserică cel mai mare păcat pe care îl poate face un om este să se compare. Nici nu vă imaginați la câte resentimente și la câte partide duc comparațiile. Nu trebuie să ne comparăm unul cu altul, suntem diferiți, prin construcție suntem diferiți. Cum ar fi mâna mea diferită de ochi dacă ar fi ca și ochiul fabricat în aceleași condiții? E făcută altfel, pentru alt scop. Mâna n-are rost să invidieze ochiul și nici invers. Oamenii sunt foarte preocupați de problema lor, așteptarea Domnului. Domnul este foarte preocupat de slujirea acestor oameni. Trebuie neapărat să ne concentrăm asupra slujirii. În perspectiva revenirii Domnului. Noi lucrăm cu nădejde că se va întoarce Domnul. Nu lucrăm fără nădejde. Dar nu cumva să stăm degeaba bucurându-ne că vine Domnul mâine. Fiecare generație a crezut că se întoarce Domnul. Și uite că nu s-a întors. Noi știm că vedem și din felul în care se derulează mersul societății că suntem aproape. Dar atât de aproape suntem încât poate veni la noapte, dar tot la fel de aproape suntem încât poate veni în 5 ani, în 10. Domnul vine când vrea, nu-mi cere mie părerea. Treaba mea este să slujesc și să slujesc în așa fel încât ca și cum vine la noapte, dar ca și cum vine în 5 ani. Să fiu pregătit pe termen lung să-L slujesc pe Domnul, să nu-mi pierd nădejdea dacă nu vine. Cunosc mulți oameni care au trecut la Domnul, frustrați că Domnul n-a venit în generația lor, așa cum au crezut o viață. Scopul meu nu e să-i poruncesc Domnului când vine, scopul meu e să-L slujesc și când vine să mă găsească la post, să am armă în mână, să patrulez în cinstea Lui, să lucrez în cinstea Lui, să dau banii la Zaraf în cinstea Lui, să produc randament pentru împărăția Lui. Concluzii. Va veni o vreme a socotelilor când Dumnezeu va face socotelile și socotelile făcute de Dumnezeu sunt corecte și definitive. Doi. Atunci când nu aduci profit pentru stăpân, nu există scuze. Nu există scuze. Profit sau nimic altceva. 3. Cine nu-l slujește pe stăpân are o impresie greșită despre el și îl disprețuiește. Dacă aveți dubii asupra afirmației mele, ascultați cuvântul. A venit la altul și i-a zis. Doamne, ia-ți polul înapoi, l-am păstrat învelit într-un ștergar, că m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. De aceea nu lucrez, fiindcă am o părere greșită despre tine. Oamenii care nu slujesc pe stăpân, nu-l slujesc pentru că au o părere greșită despre el și nu-l cinstesc. 4. Toată slujirea robilor se derulează între prima venire, când Domnul a murit pe cruce, și în a doua venire, când Domnul va strânge profitul pentru că a murit de pe cruce, adică biserica sa. Și ultima, atunci când noi ezităm să lucrăm, stăpânul are suficienți alți robi. Observați că compania lui n-a dat faliment pentru că robul ăsta n-a mai lucrat. Dacă eu nu mai vreau să păstoresc, să știți că Dumnezeu pune pe altul aici. Dacă cineva nu mai vrea să facă o slujbă, Dumnezeu are pe cine să pună în loc, pentru că Dumnezeu poate să cheme și pietrele ca să slujească în locul lui. Dragi frați și surori, pilda aceasta este de actualitate pentru că vorbește despre revenirea Domnului și vă invit în momentele următoare să ne rugăm, să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm: 1. Îl așteptăm pe Domnul? 2. Cum îl așteptăm pe Domnul? Slujind sau așteptând? Că putem să l așteptăm așteptând și putem să l așteptăm slujind. Acesta este secretul pildei polilor. Așteptați-l pe Domnul lucrând, nu l așteptați așteptând. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului împreună.